Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vreau să vă prezint ceva special și am să vă prezint aceste mașini. Aston Martin sunt chiar aici aproape de casa mea, deci pot să vin când vreau eu să le prezint. Au și preț pe ele, deci pot să vă arăt cât costă o mașină așa sportivă în Elveția. Cum puteți vedea, este noul model de Aston Martin, este foarte frumos după părerea mea. Ce este zăpadă. Și să vă arăt cum arată înăuntru. Așa arată înăuntru, cum vedeți, scaune în piele. Și aici este preț, este un Aston Martin DB11 V8. Este nou, abia matriculat. Stați un pic să focalizeze așa. Este nou, este pe benzină, este automatică și costă aproape 173.000 de franci. Aici mai avem un alt Aston Martin. De fapt, toate sunt Aston Martin aici. Acest Aston Martin cred că este un Vantage. O să mergem să vedem imediat. Aici era DB11. Este foarte frumoasă. Aici jos, cum puteți vedea, are fibră de carbon. Și sincer să fiu, mi se pare o mașină super. Așa arată înăuntru, cum vedeți, și asta este foarte îngrijită, este nouă. Din păcate în spate nu vă pot arăta, fiindcă este zăpadă și este băgată aproape în vitrină, practic. Deci, este un Aston Martin V8 Vantage 4.0 Coupe. Este din 2020, a fost deja matriculată. Îi automatică, pe benzină și costă aproape 170.000. Aici mai avem noul model de SUV de la Aston Martin. Acesta este primul SUV făcut de marca Aston Martin. O să vedem imediat cât costă și cum se cheamă, fiindcă chiar nu mai mă aduc aminte. Cum puteți nota, are niște genți și roți superbe. Uitați ce roșie este janta. E foarte frumoasă și este nouă. Așa arată. Bineînțeles, senzor de parcare, geamuri electrice, climă, din astea n-are cum să nu aibă. Așa arată în față, cum puteți vedea, dacă vă uitați numai din partea asta, se aseamănă mult cu un Aston Martin tip astea două. Nu știu dacă se vede foarte bine, este nouă nouță. Este automată, bineînțeles, e pe benzină și costă aproape 236.000 de franci. Aici mai avem un Aston Martin Vantage. Acesta este model un pic mai vechiuț, dar este frumos și ăsta la fel. Nu este zgâriat aici, nu este doar un pic de zăpadă, dar nu este zgâriată și asta, are niște genți foarte frumoase, ar trebui curățate. Unica chestie, este cabriolet. Iar este din 2017. Este manuală, dar se poate și automată, pe benzină, și costă 97.000 de franci. Așa arată în partea asta. Nu pot să vă arăt cum arată înăuntru, că
Este multă zăpadă. Și aici mai avem încă un Aston Martin. Ăsta este tot DB11. Este cabriolet. Din păcate asta nu are preț pe ea. Dar vă arăt oricum, fiindcă mi-e îmi place foarte mult. Și am zis să vă arăt oricum. Cum vedeți, are niște genți foarte frumoase și roți foarte frumoase, asemănătoare cu aia SUV-ului. Și ca și ultima mașină, vă pot arăta numai din vitrină acest Lamborghini. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. La revedere!